Cu vreo jumătate de secol în urmă, trei vânători cu arma în mână se afundau în sălbaticul Weald, îndepărtatul ținut nelocuit al Americii de Nord, străbătut de cercul polar. Era spre primăvară, când ghețurile încep să trosnească și să se sfarme, când urșii ies din vizuinile lor flămânzi, mânați de foame, când păsările de pradă prind să scoate țipetele lor pițigăiate printre arbori, când pădurea deasă se trezește cu mii de zgomote din somnul ei lung de sub învelișul de zăpadă. Unul dintre cei trei vânători se numește Roderick Drew. Este un tânăr alb, bine legat și iscusit în mânuirea armei. Prietenii îi spun mai scurt Road. Hei, Road! Sunt aici, Webb, sunt aici. Îl vezi? La naiba, mi-a scăpat, până aici l-am urmărit și acum a intrat în pământ, Ioana asta. Unde s-o fi ascuns, Webb? Eu știu. Cel numit Webb, al doilea vânător din grupul celor trei, este ceva mai înalt și mai subțiratic decât Road, dar cu mușchii deopotrivă de tari. Obrazul lui frumos, puțin închis la culoare, trădează că în vinele sale curge sânge jumătate de alb, jumătate de indian. Amândoi sunt însoțiți de un al treilea, înalt și vânjos și el, dar sprinten ca o panteră, de pe a cărui înfățișare aspră se poate cunoaște lesne că e indian sadea. Se numește Mukoki, sau, cum îl numesc mai pe scurt prietenii săi, Maki. Hei! Rău! Web! Priviți înainte! Lup fugit acolo, văzut! Mukoki are dreptate. Da, da? Da, uite. Aleargă luminișul din față. Bravo, Maki! Stii ce blană! Acum nu mai scapi. Înțeles, cei trei vânători urmăresc un lup cu o blană de o rară frumusețe. Numai că lupul, probabil un exemplar tânăr rătăcit de restul haitei, se dovedește sprinten ca o căprioară. Aleargă și sare din tufiș în tufiș, trăgând după sine pe cei trei vânători tot mai în adâncul ținutului. Voi nu liberi! El fugit iar! Oh, lup, lup! Fii atent, fii atent! Acum, Road! Bravo! Bravo! L-ai împușcat! Hey, ce spui? Am sfârșit! Ne-a plimbat puțin Diania. Road, dovediți în tanș bun! Eu felicit, Road! Lup nu mare, dar a avut blană frumos! Privit cât de frumos! Nu m-am înșelat ochii pe cât se pare! Într-adevăr, un exemplar admirabil! Merita o stelea! Dar ce se aude? Hey, sunt rău, cerul e plin de nori! Fugărind Dihane nici n-am observat când s-a înserat. Și acum uite, norul ăsta a făcut întuneric de-a binele. Oftim, asta ne mai trebuie, începe să plouă. La naiba, toarnă cu găleata. Hei, cred că ar fi timpul să ne întoarcem. Road, nu gândit bine. De ce? Noi nu putem întoarce. Cortul nostru rămas mult în urmă. Ploaia udă la noi până la piele dacă întoarce. Și dacă rămas aici, nu udă la noi până la piele. Mukoki zice noi adăpostit cumva în pădure. Ei, da, Mukoki are dreptate. Într-o clipă în alta se face beznă. Ar fi imposibil pe o astfel de vreme să găsim drumul fără să ne rătăcim. Și dacă o să plouă toată noaptea? Ei. Ajută Maki, facem adăpost. Rupem crengi și facem acoperiș. Furisită furtună, mă rog, fie și așa. Hai să rupem crengi. Hei, hei, bro! Rose, Maki! Hei, ce s-a întâmplat? Ce? Văd eu bine sau visez? Uite, uite, priveți și voi. Uite, am rupt câteva crengi și uite peste ce am dat în mijlocul tufișului ăsta. Asta e bună. O colibă? Dar chiar o colibă, o colibă în toate regulile. Uși, ferestre, acoperiși. Adică exact ce trebuie nouă. Formidabil noroc! Ce mai așteptam? Ai și jurat că pe ei nu s-a avântat picior de vânător și când colo. Hei! Hei, deschideți! Pare pustie. Deși dacă nu mă șel, ușa pare zăvorâtă pe dinăuntru. Hei, hei, hei! Hai, nu se aude! Se aude! Deschideți! Aici ceva necurat. Pune un altă ploaie să ne ude până la piele. Ce să mai? Băieți, să spargem ușa. Hai, hai, da, da. Să striem, da! Hai, hai! Parcă ar fi poarta iadului. Hei, hei! Hei, nu-i nimeni pe aici? Fiu, ce miros de mucegai. Ai zice că Dunea nu s-a aerisit aici. Hei, nu-i nimeni? Stați, aprindeți careva un chibrit. Cabana e părăsit de mult, de foarte mult. Da, s-a stins chibrit.
Dă cutia. Da. Trebuie să fie o torță înăuntru. Eu intru. A, vai, Martin, săriți! Ce s-a întâmplat? L-am prins! Mi-a sărit cineva în spate, dar l-am prins. Hai, aprinde-te un chibrit pentru Dumnezeu! Unde-i cutia? Un schelet? Un schelet? Liniștește-te, erou. E doar un schelet. Inutil să te lupți cu el. E îngrozitor, abia am pășit în colibă și m-am pomenit cu el în cărcă, în plină beznă. Pe cât se pare, era apropiat de ușă. Te-ai lovit de el pentru noi, iar el s-a provălit peste tine. Dar cum a ajuns aici? Cine l-a fi pus? Nu pus nimeni, el venit singur. Hai, da, de machi, iar încep, te-am spus de 1000 de ori să las superstițiile tale. Nu există schelet să umbli singur, înțeles? El venit singur la ușă. El vrut să iasă, dar nu putut deschide zăvorul. Da, s-a putea să aibă dreptate. Dar ce este nebunit amândoi? Un schelet care să meargă? Un schelet, bineînțeles, nu, dar mai înainte de a fi schelet, a fost sau nu om? Da. Ei bine, omul acesta pe când trăia încă a vrut să iasă din colibă. Da. S-a căznit cât s-a căznit, dar n-a putut și a rămas aici până și-a dat sufletul. Da, așa e. Încă nu înțeleg de ce n-a putut ieși, dar... Aha! Iată și explicația! Vrei să încetezi odată cu miserele astea? Priviți! Da. Priviți, iese de sub masă! Unde? Ce? Pe jos! Cum? Un picior de om! Jos pe podea! Pariesc în continuare, e întins și fostul proprietar al piciorului. Machi, Machi, da? Prinde da? Păclia din perete. Da. Aici s-a petrecut o dramă înfiorătoare. Un schelet de sub masă, împușcat schelet de la ușa, apoi murit și el. Asta a petrecut de foarte mult timp. Exact. Aici s-au ucis între ei doi oameni. Nu spui mântător. Să încercăm să reconstituim. Stai, va să zic că... Iată primul semn. Privește scheletul de sub masă. Da, da. Adu făclia mai aproape. Da, uite. Vedeți coasta asta ruptă? Da. Uite, poartă încă urma glontelui. Omul ăsta a fost rănit. Rănit grav. Da. El căzut ca și mor sub exact, masă. Exact. Așa a crezut și cel de la ușă. După ce a tras în cel din cameră, care s-a prăvălit lovit de glont sub masă, s-a repezit la zăvor ca să-l deschide și să fugă. Dar cel de sub masă nu fost mort încă. El mai a avut putere să apuce revolver și să împuște pe cel de la ușă. Care ucis pe loc. S-a prăvălit peste ușă și a rămas acolo. Ani și ani de zile, băieți. Ani și ani de zile împietrit. Până ce a intrat tu, rău. Îngrozitor, dar de ce? De ce crima asta oribilă? Cine știe, o răfuială. Bine, dar de ce? Nimeni n-a aflat și probabil că nimeni nu va afla vreodată. Drama s-a petrecut fără martor. Dovadă, ușa a rămas zăvorâtă pe dinăuntru, iar acești doi bieți eroi lipsiți de glorie au dus cu ei pe lumea cealaltă secretul lor. Da. Uie, Mati, să cercetăm cabana. Da. Poate totuși găsim un indiciu. Slabă nădejde. După starea scheletelor se pare că au trecut vreo 20-30 de ani de atunci. 20-30 de ani? Atenție! Atenție, uite! Uite ce găsim jos lângă ușă. Aici, ia, uite. Dar ce e asta? Ia, uite. Se pare o bucată din scoarța unui copac. O scoarță de mesteacă. Atenție, rău, atenție. Apucă cu grijă pentru că e aproape putrezită și se rupe. Are ceva desenat pe ea, uite. Niște linii, un punct, o cruce. Asta hartă. Hartă? Da. Uem! S-ar putea ca aici să se afle cheia misterului. Dă-mi voie, Rout. Dă-mi voie, stai. Aha. Poate că ai dreptate. Dar ce indică harta asta? Stai. Stai. Linia asta șerpuitoare arată desigur un râu. Sigur. Exact. Nu, ce spun eu? Da, un râu care se varsă într-un lac. Vaigunga, chiar el. Uite, cotul ăsta, trecătoarea urșilor. Da. Deci în sus pe Vaigunga. În Vaigunga, apă blestemat, mulți murit acolo. Adevărat, Vaigunga străbate o regiune aproape necunoscută, pentru că toți câți au plecat într-acolo nu s-au mai întors niciodată. De ce? Nimeni nu știe. Poate pentru că singurul mijloc ca să străbați regiunea e să urmezi apele vijelioase ale râului care șerpuiește printre munți. Și se pare că cei mai mulți au pierit prinși de vârtejul apei și izbiți de stâncile de pe margini. Da, apă blestemată, nimeni nu întors înapoi. Și totuși cel care a făcut harta asta s-a întors. Dovadă că a însemnat pe hartă capătul drumului străbătut cu crucea asta mare. Uite aici, ce-o fi acolo la capătul drumului, asta-i? Pariesc aceste două schelete știau. Din păcate, băieți, însă... Nu ne mai putem împărtăși și nouă misterul care se ascunde aici. Ei, de ajuns că te ne-au spus până acum, Ueb, acești doi oameni au considerat destul de important ceea ce e însemnat pe hartă. Nu uita că pentru această hartă s-au ucis unul pe altul. N-avem nicio dovadă că e așa. Ei, sunt convins că nu mă înșel. Ușor, prietene, oh. Iar te înflăcărezi după prostul tău obicei. Ei. De unde știi că acești doi oameni nu s-au certat pentru bani, să zicem. Bine, sau pentru mai știu eu ce. Câte pricini de ceartă nu sunt? De ce neapărat pentru harta asta? Numai pentru că e tot ce ne-a rămas de la ei? Mă rog, poate ai dreptate, dar totuși eu... Nu,
să nu le lăsăm pradă fantezie. Și apoi, nu noi avem căderea să dezlegăm asemenea misterii. Noi suntem vânători. Da, să ne vedem de vânatul nostru. Îndată ce ne vom înapoi în primul oraș, anunțăm șerifului descoperirea asta lugubră și mai departe e treaba lui. Deocamdată, să fim fericiți că am găsit adăpost pentru o vreme casa. Ia uși și afară. Până mâine furtuna potolește. Mâine vânăm. Trebuie odihnim. Culcați, prieteni. Ai dreptate, Machi. Ei, să prindem o țigară. Să ne așezăm și noi, Road. Noapte bună, vise plăcute, Road. Vise plăcute, vise plăcute. Deși mă îndoiesc că vor fi tot mai plăcute în compania acestor două gazde. Credeam că dorm încă și când colo tunelat înainte. Ce zi minunată avem azi. Ascultă, Uie, bă. Ne așteaptă o vânătoare bogată, așa că ascultă, ar fi bine să ne grăbim și... Ei, ascultă, Uie, când... Ce-i cu tine, băiatul? Nu prea pare în apele tale. M-am gândit toată noaptea. Ce-ar fi dacă ne-am schimbat puțin planurile și... Și am urmat drumul de-a lungul Vaigunge. Atunci tu ești de acord, Uie, da? Câtuși de puțin. Am simțit însă că la asta te trage ața pe tine încă de aseară. Ei, Uie, nu-i nimic de glumă în toată istoria asta. Să știi că am întors-o pe toate fețele. Harta asta duce totuși undeva. Evident, duce în sus pe Vaigunga. Ei, Uie, înțelege că eu nu glumesc. Băiatule, băiatule, scoate-ți mai bine ideea asta din cap. Gândește-te numai că s-a scurs un sfert de veac. Un sfert de veac, omule. Ce dacă? De când a fost făcută harta asta. Câte nu s-au schimbat de atunci? Și apoi, la urma urmei, am spus așa seara, mai suntem vânători. Iar nu niște aventurieri ca să ne permitem să ne lăsăm în voia unei imaginații. Da. A unei imaginații copilărești. Bine, află atunci că eu sunt hotărât să urmez această imaginație, fie ce-o fi. Chiar dacă voi nu vreți. Exact pe cum am spus. Road! Ce? Nemaipomeniți! Priviți ce găsit în colibă. Ce găsit? Un trezit din somn găsit asta pe jos lângă mine, în colț. Priviți! Da, uite. O pungă. O pungă din piele de căprioară. Deschide. Da. Aur. Aur. Web, totul e limpede acum. Nu o să mă mai poți contrazice. Aceste două schelete aparțin unor căutători de aur. Asta e, am înțeles. Istoria lor mi-e clară acum. Ascultă. Cei doi căutători au cutreierat împreună sălbaticul Wild în căutarea unui filon de aur, pe care în cele din urmă l-au găsit, dovadă punga asta. Și l-au notat pe hartă. Locul însemnat cu o cruce. În culmea fericirii s-au întors după unelte, desigur cu gândul să se înapoieze ca să înceapă exploatarea filonului, nu? Da. Însă, la unul din popasuri aici în cabană, o neînțelegere a izbucnit între ei. Neînțelegerea a degenerat și a făcut să se ucide. Descoperirea lor a rămas o taină timp de 30 de ani, până când trei vânători, Tomache și cu mine, dând peste ei, dezleagă tot misterul și intră în posesia tainei. Ei, ce mai ai de spus acum, Web? Să știi că râsul tău nu mă convinge cât uși de puțin, Web. Web! Cine dovedește că n-am născocit noi romanul ăsta de la un cap la altul? Bine, dar coliba, scheletele, bulgări ăștia de aur, privește, uite-te la ei și ăștia născociți. Doar nu mi-e susține că-s nebun. Nu susțin nimic, decât că... Că ce? Bine, odată ce ți-a intrat ceva în cap, adio! Adio și acolo rămâne. Așa că orice aș spune... Web! Și în fond, nimic nu o să ne împiedice să vânăm și de-a lungul râului Vaigunga. Web! Ei, la urma urmei, dacă nu găsim nimic, povestea asta fantastică va rămâne în amintirea noastră ca un prilej unic de a fi făcut o călătorie într-adevăr interesantă. Deși, nu știu dacă ne vom mai întoarce. Ei, ce spui, Machi? Uf, Vaigunga râu blestemat. Dar voi știți, Machi, urma prietenii și în iad. Dacă așa, atunci nimic nu ne mai ține aici. La drum, deci! La drum! Încă în acea zi, către amiază, cei trei vânători au ajuns la marginea lacului unde se afla cortul lor de vânătoare. Fără să mai piardă vremea, după ce au cercetat încă o dată ciudata hartă din scoarță de copac, s-au suit în lundra de lângă mal, au desfăcut priponul și au pornit spre noua direcție. Bineînțeles,
N-au uitat mai întâi să-și împrospăteze rezerva de cartușe, fără de care niciun vânător n-ar fi îndrăznit să se avânte în ținutul acela necunoscut. Un timp nu s-a auzit nimic altceva decât zgomotul vâslelor. Apoi, Roud a spart primul tăcerea. Nu vi se pare, Cocolin? Sunt convins. În altfel însă nu avem cum ajunge la Vaigunga. În loc să înconjurăm lacul pe lângă țărm, l-am putea trece de-a dreptul. Crezi că eu nu m-am gândit la asta? No, Webb sfătuit cu mine, nu bine. Vânt suflă de la sub, la mijloc lacul plin de gheață. Și? Dacă vântul împins pe noi prea tare, atunci barca a putut lovi de gheață și răsturna. Dacă și dacă nu? Atunci, adevărat, noi câștigat mult timp. În loc înconjurat lacul în trei zile, noi ajuns la Vaigunga încă la noaptea asta. Și mai stăm pe gândul, suntem copii, mate, Webb, ce naiba, direcția nord, de-a dreptul peste lac. Rose, prietene, de o parte ar trebui să mă bucure curajul tău, dar pe de altă parte e lipsa asta de chipzuință. E vorba de trei zile, de trei zile, Webb! Fie, Maki, îndreaptă barca spre larg. Hai, pe răspunderea ta, rog! La la loc! Nu miroase a bine vântul ăsta. Ești prea prudent, Webb. Nu vezi cu ce viteză ne împinge? De-abia ajunge mai repede, din partea mea. Mochi, păzește, firma spre dreapta. A fost gata lovit. Aici plin de ghețuri. Mochi spus, nu făcut bine. Mochi spus, dar Road nu înțeles. Să știi, Road, că n-am de gând să zac pe fundul lacului ăsta numai ca să-ți fac apelul tău. Vai, Gunga. Hei! Un bloc de gheață în față ne taie calea. Machi, spre stânga! Stânga! Nu putut în dreapta, a venit alt bloc! Cine-ți bine! Rău! Ei, nu auzit! Rău! Oare! Machi! Webb, înnoată până aici și prinde de mine! Ai curaj! Curaj, așa! Cine-ți bine, Machi, cine-ți bine! Abia mă pot usca! Încă puțin și noi ajuns la focul de gheață. Hai, încă o dată. Acum prins de margine. Urcat pe el sus. Gheața groasă. Ținut la noi. Apa e atât de rece. Credeam că nu mai ajung. Îți mulțumesc, Mache. Îți mulțumesc foarte mult. Fără tine. Dar Roz, unde-i Roz? Hei, Roz! Ultima oară văzut lângă gheață, el căzut primul. Pe urmă venit peste el și a stupat. Rod! Nu mai văzut. Eu arunc în apă după rău. Stai, parcă se mișcă umbră sub gheață. Da, uite, înnoată. E Rod! Gheața a stupat la el și atât de groasă încât nici nu putem sparge. E Rod, chinuiește. Încă un minut și nu mai a avut aer. Nu mai zăresc. Ce s-a întâmplat? Rod scufundat, iar el nu mai putut ieși. Uite umbra din nou sub gheață. Se îndreaptă spre vagina. Dacă ar mai avea putere să-mi luate puțin. Încă puțin, Rod! Rod! Ține-o de picioare! Am să mă aplic și am să încerc să-l apuc. Așa! Încet! Ce greu mi-e capul. Liniștește-te, Rod. Unde sunt? Mi-e cald. Unde mă aflu? Liniștește-te, Rod. Imediat a trecut. Mochi, o să mai pun un lemn pe foc. Da. Hai, Mochi. Și o să-ți fie și mai cald. Dacă nu fost Webb, tu dormit acum sub gheață. Sub gheață? Da. Da, amintesc. Vreau să zic că n-a fost un vis. Acum știu. Barca s-a răsturnat, m-am pomenit în apă. Din câteva sforțări am reușit să ajung la suprafață, dar ceva m-a izbit, probabil o vâslă, și m-am pomenit iar la fund. Liniștește-te. Doare cap. Am înotat din nou încet, urcând însă. Hai, uite, trage o dușcă din sticla asta. Da. Așa. Bine. Ca să te mai zdrăvenească. Așa. Însă am simțit o nouă lovitură în cap. Aici în creștet. Liniștește-te. Și acum mă mai doare. Am încercat să scap, m-am zbătut degeaba. Atunci am înțeles. Mă aflam sub blocul de gheață. Mă aflam într-o
într-o închisoare din care nu mai aveam cum să ies. Îmi lipsea și aerul, mușchii mi erau obosiți. Ultimul lucru de care mi-amintesc e că am vrut să strig ajutor, dar gura mi s-a umplut de apă. Hai, mai bea, Rod, mai bea. Te-am pescuit ca pe o pisică necată. Crede-mă că nu ne-a fost deloc ușor să te purtăm în brațe vegheață până la țărm. O matahală ca tine. Mai să zic că sunt obligat să vă fiu recunoscător. Ei, dacă n-am încotro... Ia uite de la el. Până acum câteva ceasuri se zbătea de ceasul morții și acum face pe grozavă. Ce să fac dacă nu mă simt bine în chip de babă care se făicărește? Așa că, gata! Mati, dă-mi arma! Rod, oh, hei, încotro! Puțină mișcare nu-mi strică. Poate întâlnesc un vânat când mai e lumină. Se zice că locul e plin de urși, așa că... Ei, uite-l! Lăsați-l pe mine, băieți! Urs! Ula! Bravo! Bravo! Halau, Gasalo! Vine vânatul singur la țeavă! Oh, urs mare! Urs greu! Abia putut trup în ale! Bravo, băieți! Strașnică plană! Lovitura a nimerit sub urechea dreaptă aici! Ce tare bun! Foarte bun asta! Place la Răut că el știu țintit. E, da, urs ăsta? Asta mai fost odată rănit? El mai a avut o rană aici. Cum? Da, uite glonț, a rămas sub piele. E imposibil, am tras un singur cartuș. Vă priviți, aici este cartuș. E, da, uite, într-adevăr. Da, exact. Uite, urma e clară. Machi, e urma unui glonț. Machi, scoate îndată la el. Dați cuțit. Așa. Niciodată nu văzut așa glonț. Extraordinar. Glontele de aur. De aur? Aur curat, pofim, nu-mi cap îndoială. Formidabil. Puh, cântărește aproape o uncie. Cine n-ai fi împușcat pe aici urși cu glanțe de aur? Ciudat să folosești aur în loc de plumb. Omul trebuie să fi găsit un filon bogat de aur. Da, dacă și-a permis să fie în halul ăsta de risipitor, Web, cu un metal atât de prețios. Web, asta înseamnă... Web, înseamnă că presupunerile mele se vor adeveri. Prieten, o să vă convingeți în curând că n-am pornit degeaba pe acest drum. Rod! Da, nu, totuși povestea asta îmi pare de neînțeles. Ce s-a întâmplat cu vânătorul care a folosit glonțul? Omul tras cu glonț de aur. El a lovit ursul, dar ursul nu muri. Da. Atunci, omul nu mai a avut glonț, nu a avut nici vânat și muri de foame. Ei, bine, aș fi dorit să doboare el ursul în locul meu. Ei, da. După o zi atât de agitată ca asta, cred că a sosit vremea să ne și odihnim. Mi-e somn. Mâine ne așteaptă un drum și mai greu. Voi culcat. Hai, băieți. Machi, rămas de veche. Aici mulți urși... Nu, Machi, nu. Vă culcați voi, mie nu mi-e somn încă. Rămân eu de veche primul schimb. Bine, Rol, hai, fie. Hai, Machi. Zia de dezbuciumată, somnul i-a învăluit curând pe Web și Mackie. Singur Rod, frământat de gânduri, a rămas treaz, sprijinit într-un cot, cu privirea rătăcită în jarul care mai licărea încă. Luna roșie și uriașă, răsărită târziu, lumina coama dealului, aruncând umbre stranii în adâncimile întunecoase. Două schelete, harta, punga de piele, apoi glontele să de aur. Să fie vreo legătură între ele. Ciudat, tare ciudat. Ce e asta? Mi s-a părut? Nu se poate, am auzit doar de slușit, sunt vânător vechi. Dar nu cunosc niciun animal să scoată un astfel de urlet. Ia. Mi se fi părut. Hei, dar acum a fost clar. Uie, Machi! Hei, uie, Machi! Scuzați, mi-a dat cineva târcoale, n-a auzit? Ce? N-ați auzit? Ce? Vorbim ca niște bușteni și cineva de dă târcoale. Ce? Urs, rup. Nu, nici gând. Atunci, ce? Știu eu, un strigă ciudat, un urlet de spaimă, de groază, nu știu. Ce? Un urlet înfricoșător, parcă omenesc totuși, deși știu eu, un om nu poate urla așa. Taci. Bine dormeam. Ești obosit, Rod. Te înțeleg, lasă-mă. Dar vă jur că nu mi s-a părut, nu mi s-a părut. Te rog, lasă-mă. Am auzit doar clar de două ori. Ascultă și tu.
Tăceți. Machie, Rod, niciun fir de vânt nu clate în o frunze. Ești obosit, crede-mă, hai. Mai bine Rod culcat. Lui Machie trecut somn, face Machie veche. Bine, bine, fie, da. Mă rog. Machie, da? Dacă auzi totuși ceva, scoală-mi imediat. Da, da. De parcă noaptea nu avea să se mai sfârșească vreodată. Michi a rămas de veche sub cerul înserat, doar când nu a urcat pe altul cer. Atunci, nemai răbdând, s-a ridicat fără zgomot și, asemenea unei membre, s-a furișat printre ierburile înalte, s-a agățat de copaci și s-a târât în sus spre stâncile din cotro pornise urletul acela îngrozitor. La locul lor, cei doi vânători dormeau adânc. Deodată, o craca a trosnit sec. Pe nesimțite, un tufiș a prins să tremure ușor. Dacă în clipa aceea, Road sau Webb ar fi deschis ochii, ar fi văzut acolo la mea câțiva pași de ei primejdea îngrozitoare ce-i pândea. Un zgomot ciudat ca un suspin înăbușit. Road a tresărit prin somn. Atât. Apoi ierburile au prins să se miște din nou, crengile se pârie și liniștea, împietrita liniște a Wildului, s-a așternut iar. Curând s-au ridicat și zorile. Machie! Machie! Măi, Machie, unde ești, bătrâne? Ce se mai... ce? Am fost ceva? Nu, că vreau să nu vedeți care pe Machie. Machie! 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 Ei, uite! Uite, e unul în pașilor. Ne aduc în sus, spre stânci. Aha, uite-l, uite-l în vârful stâncii. Aha, Machie! Ce face acolo? Caută ceva. Stă a plecat, cercetează locul și parcă se ferește, se ascunde de ceva. Aha, atras cineva și Machie a căzut! Ce? Ești rănit? Tu nu vorbi tare. De ce? El poate ascuns aici. Care e? Nu știu, eu văzut numai urmele aici. Ai văzut? Pe urmă cineva tras de după stâncă. Nu, nu, nu speriați-l, nu nimerit. Dar Machie făcut pe mortul. Nu mai puțin a reușit să te lovească. Nu, nu. Ia uite, ia uitați. Gluntele a zburat la mulțimea capului și s-a înfipt aici. Aici, în copacul ăsta. Nici n-am intrat prea adânc în scoarță. Road, ia de-n cuțitul. Da. Așa, foarte curios. Stai, lemnul e destul de moale. Ei, drăcie, ia-te, uite. Al cuvântul de aur. Da. Formidabil. Nici mai extraordinar. Și-or fi însemnând toate astea, băieți? Că omul care tras în urs nu murit. Tot glonte de aur, tot pușca aia, i-a lăsat urme aici. Pe urmă, urmele dispărut. Ia, ia, stați, ia, stați. Părul ăsta de lynx. A trecut un lynx pe aici. Un lynx de 2 metri? Niciodată n-am văzut un lynx atât de înalt. Dar atunci? Mai blana era de lynx. Cel care a tras asupra lui Machie e îmbrăcat cu astfel de blană. Aveți! Pregăti camere! Nu! Nu trebuie să-ți vezi! De ce? Urletul ăsta e al unui om. Da, da, trebuie să fiu un nebun. Cum? Ce spui? Așa spun, omul care a tras în urs în Machie, omul pe care l-am auzit eu urlând în noapte, omul care se folosește de gloanțe de aur, este nebun, băieți. Nebun! Un nebun furios! Deocamdată se pare că a plecat. Totuși, primejdea ne poate pândi în continuare. Uite, uite, hai să ne urmăm drumul. E tot ce avem de făcut mai bun deocamdată. Și cei trei vânători și-au continuat grăbit drumul lor de-a lungul râului Vaigunga, sperând să scape de înfricoșătorul lor urmăritor. Dar spusele lui Machie s-au adeverit. La fiecare popas de noapte, urletul acela îngrozitor răsuna de fiecare dată în întuneric, undeva în preajma lor, ca o amenințare sinistră și permanentă. În cea de-a 10-a zi a călătoriei, uitară însă cu totul de urmăritor, în fața priveliștii minunate ce li s-a deschis înaintea ochilor. Râul Vaigunga se prăvalea de la o înălțime de 60 de picioare, formând o cascadă amețitoare. Iar jos, la baza cascadei,
pe un fel de peninsulă, printre cedri și pini, se afla și locul însemnat pe harta din scoarță de mesteacăn. Pe acel loc era o colibă. O colibă? O colibă? Soră, geamănă cu coliba în care am găsit cele două schelete. Da. Fraților, harta n-a mințit! Da, da, adevărat! Pe cât se pare am ajuns la capătul drumului. Dar cum coborâ jos la ea? Nu pare să existe decât o singură cale. Care? Să ne strecurăm pe trunchiul ăsta uriaș, prăvălit de-a curmezii șoape. Nu i-a privit, trunchiul e atât de lustruit că s-ar putea să arunești de pe el drept în cascadă. Lustruit? Da, chiar lustruit, uite. Ciudat. Asta înseamnă că nu vom fi primii care vom folosi arborile astea căzut drept punte de trecere peste cascadă. Numai mâinile și genunchii unei făpturi omenești, alunecând de mii de ori încolo și încoace, au fost în stare să lustruiască așa. Ce temiuie! Coliba s-au construit-o cei doi, a căror schelete le-am găsit noi. Tot ei au lustruit, desigur, și trunchiul ăsta, nu? Cum? Acum 20-30 de ani? Nu, asta nu așa vechi. Asta ceva nou. Altfel, după atâta vreme, putut crescut mușchi peste trunchi. Da. Aici ceva necurat. Machi sătura de goana asta după aur. Machi. Nu a dus nimic bun. Noi suntem vânători, noi trebuie Machi, să... acum când am ajuns la capătul drumului... Noi coborâm jos și vedem. Eu dau drumul de vale. Veniți după mine. Uite așa am găsit. Ce? O hârtie? Da, da, aici în colibă. Dar ce scrie pe hârtie? Băieți, ia ascultați aici. Așa, citește. Socotelile lui John Ball, Henri Langlois și Pierre Plantel la 30 noiembrie 1869. Munca lui Pierre. Da. Bulgări de aur, 7 livre 9 unci. Praf, 1 livră și 3 unci. Munca lui Henri. Ce? Formidabil. Ascultă. Munca lui Henri, bulgări de aur, 9 livre, 13 unci, praf nimic. Munca lui John, bulgări de aur, 6 livre, 4 unci, praf, 2 livre și 3 unci, total 27 de livre. Ei, vă mai întâi scrie pe aici pe undeva să află adevărate mine de aur. Da, dar unde? Unde? Dacă am găsit un semn, o indicație cât de mică. Important e că mina se află pe aici. Nebun, iată, iată-l deasupra cascadei, se pregătește să-și dea drumul pe trunchiul copacului. E un biet moșneag albit. Oh, și cât e de slab. Hai să-l strigăm, poate e bolnav, poate îl putem ajuta cu ceva. Stai, nu uita că e primejdios. Ah, nu mai pot să suport. Hei, bătrâne! Hei, omule! Noi suntem prieteni! El privit la noi, parcă vrut spune ceva. Apropie-te, omule! Mă înțelegi? Hei! Uite, s-a aruncat în cascade! Ține-ți haina, haina, mă arunc după el, se va neca! Hai! Dacă până lumea la 10 n-a ieșit, sărim și noi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, stai! Uite, a ieșit! Rău! Adică e! Mai încep o dată! Și mă ochișoare! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. În sfârșit! Rău, a văzut! Ei, că e! Pare încat în pământ! A uită-și de Loki! Loki! Da! Erorul e adânc, dar am atins fundul. L-am căutat peste tot, nu-i și nu-i. Bietul om, l-a dus curentul, probabil. Ei, Loki, ce? Nu găsi de fel. Căutat peste tot, pipăit tot fundul apei. Asta iar ceva necurat. Unde putut dispare? Uite aici în palme rămas încă nisip de pe fund. Ei, ei, prieteni. Ce-ai, Loki? Prieteni. Ei, ce-ți privește așa palmele? Ce cu el, rog? Înțelegi? Nu l-am văzut niciodată așa tulburat. Nu, nimic. Loki lovit la un deget. Nimica toată. Loki lovit puțin. Da. Machi ascunde ceva. Machi nu ascunde niciodată. Nu. Stătea aici cu fața spre noi, întins palmele așa, apoi deodată s-a schimbat la față. A zvălit nisipul din palme, parcă l-a fiar și... Uem! Ce? Uem! Nisipul! Privește nisipul împrăștiat pe jos! Nisipul adus de Machi de pe fundul apei! Fantastic cum strălucește! Asta e! Nisip aurifer! Da, Uem! Mine e pe fundul apei! Machi! Machi! Da, aur! Voi găsit acum mina. Acum Machi știe ce urmează. Nenorocire, aur blestemat. De ce voi nu înțelegeți? Mai bine noi plecăm repede. Aur a dus numai nenorocire. Din cauza lui cei doi din cabană împușcat între ei. Din cauza lui era cât pe aci să împuște la noi omul nebun. Machi. Acum pieric el aici. Ascultați pe Machi. Mai bine pleca de aici repede. Ești
copil vrei să dau cu piciorul norocului care ne-a ieșit în cale, Machi? Lui Machi nu trebuie aur. Machi nu spală aur. Să ai tu inima să te uiți la noi cum muncim și tu să stai cu brațele încrucișate? Cine a spus că stau? Machi. Machi vânător. E, și? Machi văzut mai departe de vânătoare. Voi făcut ce vreți. Ești hotărât? Machi nu schimbă vorba. Am înțepenit de tot. Muncă isovitoare. Și pentru ce? De înainte, Web. De înainte, nu se poate. Trebuie să găsim până la urmă un bulgaraș, măcar un bulgaraș. E sete. E sete într-una. Dă-mi sticla de acolo. Poftim. N-am în fața ochilor decât nisip, nisip și iar nisip. Atâta nisip cât am trecut prin sită și toată turba în zadar. 12 zile de lucru și abia dacă am adunat câteva firișoare neînsemnate. Machi, vine Machi. Înseamnă că se apropie seara. Nici n-am observat. Oh, s-a dus și ziua de azi. Și nimic. Prieteni, Iuhu. Azi a fost o zi grozavă la vânat. Iuhu, aici vânat atât de frumos cum rar întâlnit. Frumos, frumos. Priviți numai blănurile astea. Ei, ce spuneți? Acum Machi pregătește ceva de mâncare și... Eh, ce mai somn la noapte, prieteni! Nu mai înțeleg nimic cu el. John Ball și cei doi francezi au scos într-o singură lună 27 de livre. Aproape o livră pe zi, iar noi... Ah, ce... Nu se poate, trebuie să dezlegăm odată misterul. Mister, mister, mister și iar mister! Da, mister! M-am săturat de misterile astea! La tot pasul aici e ceva de dezlegat. De ce partea de aur a lui John Ball era de două ori mai mare decât la celorlalți? De ce în cabană am găsit doar două schelete, când după biletul cu socotelile lor trebuia să fie trei? De ce a dispărut al treilea? Și așa mai departe. M-am săturat, m-am săturat și m-am săturat. Dar ce? Tăceți! Ce s-a întâmplat? Lui Machi s-a părut cineva plânge, parcă omul nebun. Ion, acum nu o să mă fac să mai crești în stafiu. Simt cum îmi pleznește capul. Ascultă, ascultă, Web. Da. M-am gândit și eu la ce spuneai. Se poate ca John Ball să fi luat mai mult pentru că, mă rog, pentru că a descoperit el aur. Din pricina asta s-o fi omorât între ei cei din colibă. Unul din ei o fi fost John, celălalt nemulțumit o fi vrut să-l prade sau și... Poate, sau poate s-or fi omorât între ei cei doi francezi. Da, sigur. Pe John Ball l-or fi ucis mai înainte, da, sau... Sigur. Sau, mai știu... Nebunul. Era pe aproape. Ascultă ce vorbim. Uite-l, se îndreaptă spre cascadă. Hai după el, încet. Nu, el duce pe noi la moarte, nu. Taci, Machi! Nu! Taci, Machi! Face semne, ne cheamă, parcă... Încet, încet. Ah, din nou s-a zvălit în apă. Machi se aruncă după el. Nu. Voi nu vă mișcați de aici? Nu, Machi. Până ce eu nu întorc. Nu, nu, stai, Machi, stai, stai, Machi, Machi. S-a aruncat. Aflat locul acum. În stânca de pe care căzut cascada este o peșteră mare. O peșteră mare! Din cauza cascadei noi nu văzut pe ea până acum. Urmărit și văzut cu ochii mei cum intrat acolo. Înnotat pe sub cascadă, pe urmă ieșit în spatele ei și intrat grăbit în peșteră. Hai, mergem și noi acolo. După tine, Machi. Hai, după tine, înainte! Se afundă tot mai în adâncul peșterii. Ce groată uriașă! Parcă n-ar avea sfârșit! Ah, dacă am fi avut o torță la noi! Hei, omule! Stai! Așteaptă-ne! Oprește-te! Deci grâna se afundă mereu! Hai după el! Atenție, Rout! Atenție, să nu ne tragă vreo cursă! Vom fi cu ochii în patru! La furisită peșteră! M-am săturat de când merg prin întunericul ăsta. Nu văd nimic. Pașii ne alunecă pe stâncile umede. Dacă n-ar fi torța nebunului înainte, ca o scânteie, ne-am fi izbit de mult cu capul de vreo piatră. Atenție! S-a oprit. Exact. Exact. Și-a atârnat torța în perete și... Ce naiba face? A îngenunchiat. Ce priveliște uluitoare! Se pare că peștera dintr un lac sub pământean. Grozitor de negru și urât. Uite. Bătrânul a îngenunchiat la marginea lacului și pare că se roagă. Taci! Taci! Ascultă! Trebuie că-l roadă durerea tâncă. Dacă
că bătrânul ăsta e unul din cei trei rămas în viață. Și care anume? John, Pierre, Henri? Nu știu, o să aflăm, stai. Hei, tu, bătrâne, bătrâne, John, John Ball, John, John Ball. John Ball, apropie-te. Eu, da, John, eu, John Ball. Dolores. Ce spune? Liniștește-te, liniștește-te, bătrâne. E a 12-a zi de boală. În sfârșit, azi nu mai are febră. Merge spre bine. Poate nu a avut de tot mintea răvășită. Când s-a prăbușit atunci jos în peșteră, după ce l-am strigat pe nume, am crezut că a murit pe loc. 5 zile abia i-a bătut inima. Apoi tot timpul cât l-a chinuit febră, a înșirat vorbe fără înțeles. A deschis ochii. Ne privește. Să nu-l obosim. John, John Ball, ești între prieteni. Prieteni, John. Oare înțelegi ceva? Nu, eu știu. Prieteni? Da, 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 da. Oameni? Oameni. Și eu, om. În sfârșit. Sărmane. Vorbește, vorbește, John Ball, te ascultăm. Spune, ce ai pe suflet? De când n-am mai văzut oameni. Spune, spune, John Ball, spune, spune. Acum 36 de ani am plecat din Europa trei tineri. Da? Da, 36 de ani. Da, da, și, și am notat pe un copac. Trei tineri să căutăm aur. Aur, aur. Și vreau aur, avere, bogăție. Și am pornit ca frații. Mai mult decât frații. Drum lung, drum greu. Northland, Nipigon, Waikunga. Am cercetat, am răscolit ținutul și într-o dimineață am găsit pe fundul râului niște bulgări. Câțiva bulgări. Aur. Aur. Aici era aur. În sfârșit, de când îl cauți, prietenii locului să-mi parte numele. Sunt primul care a găsit aur în nisipul Vărgungii. Ura! Ura! Iar în ceea ce privește împărțeala, cred că nu o să dăm loc la discuții. Am dreptul la aceeași întâietate. Mă rog, mă rog, dar asta ce înseamnă, John? Jumătate! Eu voi câte un sfert. Și de ce nu invers? Te înșel puțin, John. Ai avut noroc să vezi primul bulgării. Ei și? Am spus! Răpăretule, nesăturme. O lună de muncă am făcut socoteala. Da. Aur, mai mult decât puteam visa. Mult. Eram fericit într-al noulea cer. Gândeam că dacă avea să meargă treaba și pe mai departe așa, în curând putem strânge o avere de neegalat. Și? Și, și? Cuprins de emoțiile gândului, m-am apropiat de Dolores, nevasta mea, să-i spun și ei. Liniștește-te, liniștește-te. Era noapte. Am trecut lângă prag, încet, ușor. Afară, Pierre și Henri. Henri, a sosit timpul. Două cartușe ajung. Unul pentru fiecare. N-are rost să faci risipă. Țintește, apoi tragi. Te aștept în vale lângă Lundre. Restul e pregătit, ai înțeles? Da, peste o lună când ne întoarce cu unelte și oameni, vor fi putreziți. Și atunci totul va fi împărțit numai între noi. Hai, du-te. M-am întors. Dolores dormea. Am trezit, am tras-o într-un colț. Am lăsat pe pat hainele ca și cum am fi fost noi. Henri, ai intrat în mână, lucea pistolul.
Așa, nesăturule. Și acum cu bine, John. Am rămas singur cu Dolores. Îi așteptam dintr-o zi în alta să se întoarcă. Dar până atunci voiam să adun eu tot aurul, să nu-l mai găsească. Să-l adun eu tot, tot. Dar Vaigunga nu are nisip aurifer. Cum nu are? Cum? Da, 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 am descoperit atunci și taina celor câțiva bulgări, descoperind totodată și peștera din spatele cascadei. În peșteră, acolo, se găsise un mic filon, un neînsemnat filon de aur. Toamna, Vaigunga intra în peșteră, spăla filonul și lua cu sine din aur. Da, un bulgăr, doi, cinci, aha, care cădeau pe fundul ei, între firile de nisip. Bun, și filonul? L-am spart, l-am adunat tot. Cum tot? Cum tot? Dar era atât de puțin. Am intrat în peșteră, în adânc, mai adânc mereu. Credeam, speram, poate voi întâlni încă un filon, poate două, poate zece, o mină. Într-o zi, Dolores nu s-a mai întors. Am căutat, am strigat, am umblat, am răscolit toată peștera. Târziu, atât am găsit, lângă lac, pe stâncă. Un ac de păr. Atât. Atunci, în fiecare zi, la locul unde am găsit acul, veneam și o strigam. Am dormit. Bietul mașină, să lăsăm să doarmă. Ai nevoie de odihnă, de multă odihnă. De mâine îl așteaptă un drum lung. O să-i facem o targă ușoară pe care să-l portăm până la țărm. În 10 zile suntem acolo. Dacă ajungem cu bine, la începutul lunii va putea prinde vaporul spre Europa. Vaporul depărtat, dar el tot făcut semn cu mâna. Cu bine! Cu bine, John! Sărmanu, acum 36 de ani plecat din patria lui un tânăr voinic, curajos, plin de viață. Și azi se înapoiază o epavă. Ei câțiva bulgărași pe care îi mai are, abia de să-i ajungă să-și tărească restul zilelor. Aur, aur, ce i-a adus aurul? Viața distrusă, prietenii morți, nevasta pierdută. Machi spus, aur blestemat. Nu, Machi, nu aurul e blestemat. Lăcomia omului e blestemată. Lăcomia? Da, da, lăcomia. E, cu bine, John Ball. Și cu asta, misterul celor două schelete s-a încheiat. Și noi ce facem acum? Noi? Simplu. Ne împrăscutăm rezerva de cartușe și, având în vedere că mai suntem încă curajoși, voinici și plini de viață, ei? Din nou în sus pe Vaigunga. Iar? Nu, prieten, nu vă speriați. N-am descoperit noi că locul e plin de urși. Nu suntem noi vânători. E, atunci la vânătoare, deci. La vânătoare!